Salutare tuturor și bine ați venit, fraților, la un nou episod foarte interesant în care veți urmări o compilație cu cele mai creepy reacții cu Life of Luxury din 2021 pe care le-am făcut eu și totodată v-aș ruga să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de genul și vă urez o vizionare plăcută. Baftă! Salutare tuturor, mă numesc Barosian, sper că aveți o zi minunată, guys. În episodul de astăzi vom reacționa din nou la Life of Luxury, niște episoade super, super creepy de la băieții ăștia. Înainte să înceapă videoclipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like aici și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă mai vreți episoade cu Life of Luxury. Și haideți să nu mai pierdem timpul, guys, și să începem direct să reacționăm. Primul episod se numește He has been visiting her at night, adică el tot o vizita pe ea noaptea. Să spuneți să fac și eu chestia asta, uitați chiar așa. Și haideți să începem cu reacția, să vedem ce au băieții de spus. A primit un e-mail de la o fată de 19 ani, de la Emma. Aceasta este Emma. Ok, hai să vedem. Ok, deci Emma asta, abonez că titlul are legătură cu povestea. Adică spune că el o vizita pe ea noaptea. Care el, frățiorul meu, gen? Cine o vizita pe ea noaptea? Spune că aude chestii super, super ciudate, sunete foarte, foarte ciudate în casa ei. Hai să vedem. Jesus, bro, what? Ok, deci chestia asta chiar e super, super creepy, cică, mai ales când este singură noaptea, aude, gen, la ușa ei, niște sunete care îi spun, gen, că este, acele persoane sunt mama ei sau alți membri ai familiei și o cheamă, gen, Emma, sunt mama, vino aici, bro, what? Jesus, cât de creepy chestia asta, băieți, ok, hai să vedem, let's go. Cică, ne-a trimis acest video pentru dovadă. Ok. Bro, bro, oh my god, chica, lasă-mă înăuntru, drago, oh my god, băieți, oh shit, super, super ciudat, săraca Emma, hai să vedem ce se întâmplă. O să duc la Emma acasă, desigur, și să vadă ce se întâmplă. Dar prima dată un keyword de our sponsor, iar acum hai să vedem ce fac băieții. Ok. Ok, bro, acum acest ăsta nu prea are logică. Spune că și dacă ar face televizorul sunetele astea, bro, ar fi o coincidență mult prea mare. Și zic, un timing foarte, foarte prost. Și ce zic, hai să vedem. Da, ce fel de post TV? Iar crede că nu este adevărat. Hai să vedem dacă ajung acolo și să vedem ce se întâmplă acolo. Adică bănesc că ajung acolo, Jesus, bro. Chiar sunt curios, bro, ce face sunetele și cum arată persoana respectivă și din... care, de ce spune de familia ei. Ok, deci au ajuns, hai să vedem. Bun, deci să ducă înăuntru, hai să vedem, guys. Au ajuns acum la Emma acasă. Ok, hai să mergem să batem la ușă. A bătut la ușă, nice. Hi. Emma? Hi. Emma? Ești Emma? Da. Ok, a venit Emma. Puteți să intrăm înăuntru și să vorbim? Da, ok, deci vedeți că Emma e destul de speriată, bro. Aș putea spune că e destul de paranoică fata noastră. Adică e destul de ciudată. Hai să vedem. Let's go. Să vedem ce se întâmplă, bro. Ok, so Emma, can you tell us more about what... Poți să spui multe despre ce auzeai noaptea? Noaptea aud voci. În general e doar o voce și spune Emma, e mama, vine acum din camera ei, deși că în general e doar o voce care spune Emma, sunt mama, te rog, ieși afară sau lasă-mă pe mine înăuntru. Și zic, am, asta e patternul pe care merge psihopatul ăsta. Auzi vocea mamei tale? O, băieți, stați că asta e mult mai gravă. Ci că ea sună ca mama ei, gen vocea. Ok, băieți, deci asta e foarte, foarte ciudat. Sună ca mama ei vocea. Ok, la asta nu mă așteptam, bro. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Abar n-am, guys. Adică, și că sună ca mama ei, bro. S-ar putea să fie chiar mama ei. Abar n-am, hai să vedem despre ce este vorba. Wow. Ci că, cum zici, ci că n-am mai vorbit cu maică-sa de vreo 4 ani. Things. Au, oh, și mama, băi, deci asta e super, super ciudată, gen, chestia super, ci că
pur și simplu vorbesc, după cum am zis, alți membri al familiei spun vino că sunt tata, dar și că vorbesc așa, ca și cum ar vorbi membrul așa, au aceeași voce și vorbesc cu aceleași cuvinte. Și ce zic, că orice persoană, cum am eu să moară băieții sau chestii de genul, orice persoană are vocabularul propriu și așa și la ei, au și ei, și zic că numai membrii lor din familie ar putea ști aceste chestii. Deci ori un stalker de la super, super nebun, ori familia ei are ceva cu ea. Hai să vedem despre ce este vorba. But you realize that realizez că a trebuit să fie cineva care se dă drept notește-le idem. Ok, ci că realizez că e cineva care să face asta, dar nu sunt membrii tăi familie, ci că da, cred, dar dacă deodată e prea personal, gen, și parcă sunt ei. Hai să vedem. Ai încercat să vezi de unde vin vocile? Da, da, are dreptate aici, bro. Deși că am întrebat dacă au încercat vreodată să vadă unde vin sunetele și a spus că sunetele apar doar miezul nopții și parcă sunt fix la ușa ei, bro. Și când ai auzit sunetele la ușa ta, nu te duci la ușa ta și deschizi ușa, bro. Logic. Hai să vedem. E destul de speriat. A putea să fie vocile în capul tău deoarece ți-e dor de familia ta? Și că nu știu. Ok, Emma, ascultă. Știu că te duci printr-o perioadă super, super grea, dar o să te ajutăm. Să te culci, să te comporți complet normal, o să pune camere peste tot și o să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. O să duc în afară mașina și să vedem ce se întâmplă, băiți. Zic că mulțumesc. Ai grijă că îți închizi asta, cum îi zice, ușa de la cameră noaptea. De la dormitor. Hai să vedem despre ce este vorba. Să pune aia acolo. Ok, pun camere peste tot, băiți, pune și pe geamuri, Jesus, ok. Iar sunt curios, bro, cine e. Au început să aștepte, let's go, let's go. Și au început să aștepte, băiți. Deci, știu că era acum în... Deci, Emma se duce fix acum... Oh, ok, bro, deci Emma se pune la culcare la ora 11:10. Ok, aici e sitting room-ul. Aici e camera normală, bucătăria la ora 12. Ce că o să ștăm toată noaptea. N-avem de ales, hai să vedem. Emma, peste 40 de minute, guys. Camera lui Emma. Bun. Asta, frățiorul ăsta deja a dormit, Chester. Hai să vedem. Oh, oh! Bro, ce chestia? A apărut ceva acolo. Oh, și bra. Oh. Ok, strig direct pe cameră. Ok, deci, ok, ei n-au văzut momentul în care a strigat chestia pe cameră, ei doar a văzut că nu le merge camera. Du-te la alta, hai să vedem ce se întâmplă, bro. Bro, asta vine de toate camerele, da, mă. Bro, ce chestia aia? Era un om? Hai să vedem. Du-te în camera ei. Ashes. Ok, deci acum a ajuns creatura la camera ei. Ce ca, aprinde audio. Mamă, săraca, bro, săraca. Lasă-ți mama înăuntru, hai să vedem. Deci nu sunt doar în capul ei, bro. Bro, a fost ascuns și a schimbat vocea, Jesus. Bro, și-a schimbat vocea de la... No, ok, hai să vedem. Bro, trebuie să gândi, du-te, bro, înăuntru. What, ce-i asta? Trebuie să mă lași înăuntru, bro. Ai, că a deschis, bro, ce se întâmplă, bro? Bro, fugiți. Unde e Emma, bro? Bro, ce chestia aia? Aia nu e Emma. Bro, ce chestia aia? Și că nu mai am nevoie de ajutorul vostru. Unde e Emma? Sunt Emma. Bro! Bro, ce e asta? Mama, aia, Emma. Bro! Bro! Fugi, bro! Ți-am spus. Bro, nu e ok, bro, ce s-a întâmplat acolo? Cine era femeia aia, bro? Vreți că era o femeie. Ce era chestia aia, bro? Trebuie să merge neapărat. Da, bro, cine era chestia aia, gen? V-am spus, băieți. Bro, nu știu ce ai zis tu, soro, dar... Nu e ok ce era acolo, gen. Ok, acum, guys, s-a terminat videoclipul, dar trecem la următor. Ok, guys, acum avem în videoclip ceva mai interesant. Se numește We Found a Stalker in the Woods. Adică au găsit un obsedat de la un stalker în pădurea, să spunem, unei case sau ceva de genul, barna, acolo, bănesc că stalkea pe cineva. Hai să vedem despre ce este vorba, let's go. Am primit un email de la o fată de 18 ani, de la Shelby, asta este Shelby.
Jesus of this. Ok, guys, deci că fata asta, nu știu de cum o cheamă, bro, ci, Shelby, parcă da, Shelby o cheamă, vede întotdeauna că se uită pe geam noapte, ok, nu chiar întotdeauna că se uită câteodată pe geam, vede o figură super, super ciudată care se uită la ea, gen. Momentan, băieții n-au crezut, însă i-a cerut o video pentru dovadă și i-a trimis video cu dovada. Hai să vedem video cu dovada. Bro. Oh, bro, bro, mamă, deci n-am văzut, bă, da, uitați-vă la chestia asta, uitați-vă la chestia asta, eu n-am văzut prima dată, dar uitați-vă voi, bro, uitați-vă la chestia asta, gen, uitați aici, acolo, 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 why, l-ați văzut? S-a văzut destul de prost, să bănesc că s-a văzut, trebuie să zic acum să vedeți despre ce este vorba. Deci, bro, s-a văzut destul de prost, adică chiar ar trebui să mă uit de dor ca să văd ceva puțin. Deci, hai să vedem, bro, hai să vedem despre ce este vorba. Da, ăla spune că poate ar putea să fie prietenul ei. Shelby crede că este în pericol, trebuie să mergem să o ajutăm. Da, bro, dar tu mă gândesc ce chestia, bro, și omul era alb, adică, super speciudat. El era alb, efectiv, avea, cred că avea vopsea albă pe el sau ceva de genul. Let's go. Deci mergem chiar acum la casa noastră. Să vedem despre ce este vorba. Mă, să nu dea de el acum, ce știi ce zic, adică. Ar fi super, super ciudat. Uite pe Shelby-a noastră. Salut, Shelby. Pe Shelby, da, hai să vedem. Bun, hai să vedem. Hai să ne broci, zice Shelby. Poate să veni să stați acolo jos. Ok, Shelby, te spunem ce ai spus. L-a venit pe băiatul ăsta? Cred că este un băiat. Sperăm și noi că e un băiat. Se uita la, cum zice, la fereastra mea. Ok, ci că când ajunge cu mașina, îl mai vede că stă în curtea ei. De fiecare dată că... Oh, bă, dar nu, asta e curajos, bro, ci că de fiecare dată când mă duc către el, dispare. Adică tu te duci către el, ok, bro, ok, hai să vedem. A noastră, știți despre ce este vorba? Cum adică dispare? Stă acolo, da. Da, gen, îl văd acolo cum stă, până ajung eu acolo, nu mai e acolo niciodată. Adică pur și simplu nu că se ascunde undeva, pur și simplu nu mai e acolo, nu mai e în zona aia. N-are sens, hai să vedem. Deci și că noaptea trecută când s-a trezit, era gen, se uita pur și simplu la fereastră ei așa și a fost paralizată de frică și nu putea să se miște, bro, pentru că era prea, prea fricoasă. Crezi că băiatul ăsta intră în casa ta noaptea? Am auzit de-astea. Ok, guys, deși că e posibil să intre și în casa ei, a auzit sunete, dar era foarte, cum zice, foarte frică să vadă dacă este adevărat sau nu. Te simți în siguranță în casa ta? Nu. Nu mai crede că poate să stai aici o noapte. O să pune camere. Du-te la culcare, normal. Ok, deci o să stă în mașină și o să uite pe astea. Hai să vedem ce se întâmplă, bro. Chiar sunt curios dacă o să pune camere și afară, bro, că poate frățiorul nostru nu intră înăuntru. Și ce zic, adică vedeți că pun ok, uite, vedeți, băieți, că pun camere și afară, că frățiorul nostru poate să nu intre înăuntru. Pun o cameră și camera lui Shelby. Hai să vedem, băieții. Deci pun peste tot camere. Let's go, să vedem. Ok, s-a dus în mașină. Ok, so așteaptă acum afară. Ok, Shelby se duce în pat. Avem toate camerele care merg. Hai, dar să așteptăm să vedem dacă găsim ceva. Hai să ne bro, dacă... Am început să aștepte, băieți. Let's go, let's go. Bun, deci Shelby momentan... stă. N-are nicio treabă. Ok, nice, s-au pus și afară. Bun, bun, bun. 12-26, băieții deja s-au plictisit. Hai să vedem ce se întâmplă, bro. Oralul Shelby. Deci așa, de aproape 2 ore. Puteți să mergem acasă și să spunem că am stat toată noaptea? Bro, ce... Ce nebunii Chester, ci că să stea 2 ore să se ducă acasă și după să vină dimineața să zică da, am stat toată noaptea, n-am văzut nimica. Doamne, ce nebun. Hai, dar să așteptăm, bro. Nu e greu să aștepți, da, exact, bro. Dar ce nebunii Chester, man. Ce idei vin lui, știi ce zic, adică. What, ce e băiatul ăsta? Sau băiat? Sau ce ăla? Bro, ăla-i băiat? Bro, acum adică nu-i nimeni. Uite. Bă, uite-te acolo, bă, acum adică nu vezi pe nimeni.
E că are, da, el, ce chestie. Eu la 3-2, el, bro, zică că la noi un el. Ce, ce-i frățiorul nostru ăla? Ce chestia aia? Hai să vedem ce se întâmplă, bă, am să uite la ea în cameră. Cred că o să intre la fereastră. Ok, băieții se duc, hai să-l găsim, bro. Poate iară dispare, ca data trecută. Ce, că era aici, da, după cum am zis, a dispărut. Bro, bro, ce înalt, ce înaltu-i. Bro, unde e? Era de ce, unde e înapoi? Aaaa, frățiorii mei, unde e al nostru, unde îi place și lui, știi ce zic, adică... Ai, ai, ai... Mamă, să moară băieții ce-a țipat asta, tai... Hai să vedem despre ce este vorba. Ce că, dude, fugi, fugi. Hai să mergem înăuntru, bro, ce se întâmplă? Shelby! Era acolo, da, 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 știu, știu, l-am văzut în curte, da, bro. Deci frățiorul nostru poate vine după ei. Cred că a dispărut. A, merg la mașină, bro. Ok, să mergem. Bro! Ce-i cu omul ăla, man? Hai să mergem doar acasă, bro. Ok, super, super ciudat. Shelby, ce că Shelby nu mai stă în casa aia. Hai să vedem. We are still trying to identify that woman, who that man was. Să vedem cine era omul ăla. Încă nu s-a găsit identitatea lui reală. Să vedem despre ce este vorba. An email from a 53-year-old. Ok, deci deja am început. Și că a primit un email de la o mamă de 53 de ani. Până acum erau numai fete de 18 și 19. Nu știu cum a făcut saltul ăsta. Hai să vedem. Deci de la Catherine, asta este Catherine. Horribly wrong with her husband. Catherine says that earlier this year, her husband joined a men's club, which believes in enhancing the body through physical transformation. Ok, guys, deci ce atenți, și că asta, vă dați seama, având în vedere că e o mamă de 53 de ani, spune că este îngrijorată de soțul ei, care cică anul ăsta a intrat într-un club al bărbaților sau ceva de genul, și clubul ăsta al bărbaților crede în, cum zice, că poți să schimbi corpul, știți, poți să-ți faci anumite schimbări corporare, dar nu prea știu despre ce este vorba, un om destul de ciudat. Hai să vedem ce înseamnă. Deci Catherine spune că de când a intrat în grupul ăsta, ok, guys, deci stai, de când a intrat în grupul ăsta, ea și fiica ei, și fiica ei și fiica lui totodată, au observat foarte, foarte multe schimbări cu comportamentul lui și cu asta, și cu corpul lui, arată foarte, foarte ciudat omul. Ok, guys, deci că miroase a stricat, ok, deci că miroase foarte, foarte rău. Ok, guys, deși că are o față nouă și o piele nouă, care e foarte, foarte ciudată, chiar sunt curios. Ok, a trimis un mesaj pentru... Ia să vedem. Bro? Bro? Bro, ăla mănâncă o păpușă sau se mănâncă pe el? Like, vedeți că parcă mănâncă ceva. Bă, da, ce-i cu frățiorul nostru, bro, ești ok? Ah, he's eating her air. Deci că îi mâncă. O fica asta e la fica sa? Sau e o păpușă sau ceva de genul? Bro, sper că e o păpușă, sper că nu-i mănâncă părul lui fica sa. What? Ok, guys, o să duc acasă la Catherine să vadă despre ce este vorba la soții, guys. Acolo sper că mânca o păpușă, nu că mânca pe fica sa. Hai să vedem ce se întâmplă, guys. Ok, să spuneți, sunt rastru și confortabil să duci acolo, bro. E foarte, foarte ciudat ce se întâmplă. Așa să spun că sunt confortabil. Ok. This is a family situation. If the guy has a problem with his body, they should take him to a doctor. What can we do for him? Ok, guys, aici, bă, ce stare are și el puțină dreptate. Spune că, bă, având în vedere că e o problemă între soț, nevastă, mamă, tată, ce-o fi și fică, înseamnă clar, guys, că este o problemă de familie. Adică nu, e cel putea să facă mai bine să duce la un doctor, poate chiar la un psiholog, că se vede că e o problemă de familie. Deci care ar fi problema, bro? De ce să ne cheme pe noi? Mai bine cheamă un doctor, știi ce zic? Că e o problemă clar.
clar de familie, adică nu afectează pe nimeni care nu e înăuntru familiei. Poate măcar să încercăm să ajutăm. Da, mai bine încercăm să ajutăm decât să nu facem nimica. Ok, asta chiar nu vrea, bro. Chiar dacă înainte niciodată nu voia, nici acum nu voia. Deci acum chiar nu vrea să-i ajute, spune că, bro, nu e treaba noastră să facem o relație între un soț și o nevastă, nu suntem la matrimoniale sau ceva de genul. Deci asta chiar nu vrea să se ducă acolo. Hai să vedem ce se întâmplă, guys. Ok, bun, hai să vedem. Bun, hai că se duc acolo, guys. Chiar sunt curios ce o să se facă, o să ajungă. Să vedem cum o să fie întâmpinați, bro, și câte nopți o să stea acolo. Ce mai important asta, cu câte nopți o să stea, trebuie să vedem. Bun, bun, ok, ați auzit și robotul că zice că ai ajuns la destinație, deci au ajuns acolo. Mamă, bro, ce-i cu locul ăla? Și că e o casă normală, frățioară, fiindcă e o casă normală, dar e în mijlocul pădurii, what? De ce nu-i altundeva, bro, și de ce e în mijlocul pădurii, n-are logică. Ok, se duce chiar acum să o vadă pe Catherine și pe fiica ei. Hai să vedem, guys, cum se comportă și ele, că știți că și ele, în general, se comportă foarte, foarte ciudat. Ora 11:30. La ușa lui Catherine, hai să vedem. Mamă, bro, au două uși, ok, în America se poartă chestia asta cu două uși. Hai să vedem, bro, ce le răspunde la casa asta. Ok. Hi, Catherine, right? Hi, we're here to come talk to you about your husband. Ce-a rochit? Bă, uite-te la asta, bro, bă, ce-i cu ea, cică? Da, chiar trebuie să te mai ce să vorbim cu, despre tine, despre soțul tău. Șșș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 
bine că asta e mai handicapată decât soția, adică nu e foarte, foarte ciudat. A zis și că te rog să faci niște, deoarece nu știe că vii. Surioaro, stai calm, știi ce zic, adică n-are nicio treabă. Ok, putem să nu facem gălăgie. Ok, hai să vedem, guys, ce se întâmplă, sunt chiar curios. Și că ai un loc foarte, foarte frumos aici. Nu mi se pare. Ok, Catherine, îți mulțumim că ne-ai lăsat să vorbim cu tine. Hai să vedem despre ce vorbesc, guys. Poți să ne spui exact ce se întâmplă cu soțul tău? Mamă, bro, i-ai... Ce, a început când a intrat în grupul ăsta. A vrut să aibă corpul perfect, guys. Forță. După prima lui întâlnire cu grupul ăla, a venit acasă și nici măcar nu... Ok, guys, deci că grupul ăsta este destul de departe și la prima întâlnire el nici măcar nu a venit cu mașina, bro. Ca și cum a venit pe jos prin pădure, gen în condiția care el avea mașină. Din pădure? A mers la ușa din față și că s-a închis în subsol, bro. Nu știu dacă mai doarme, bro. Ci că se închide în subsol toată ziua, bro. Ok, vă dați seama că, bă, guys, fiți, trebuie să fiți foarte atenți pentru că titlul zice așa: It replaced her father at night. Adică cineva, cum zice, se bagă în locul tatălui la noapte. Poate tatăl este închis în subsol, bro, like, fără Catherine. Și e un dăsta, un dus cu capul care încearcă să-i facă rău, gena, barama. Asta e doar o părere, hai să continuăm. Ce, că îmi pare rău, dar ce face în subsol? Și că face operații pe el? What? Uite de la mine. Și că nu mai arată la fel. Și că face operații pe el? Ok, guys, deci că arată foarte, foarte ciudat. Și pielea lui la fel, foarte, foarte ciudat. Deci arată așa, crezi că avea insecurități? Și că a fost perfect înainte. Deci la cum arată acum, mă simt foarte, foarte prost. Tu și fiica ta. Ok, deci cum se simte fiica ta? Și că nu mai vreau lângă fiica mea mult timp. Păi și unde-i fiica? Ne-a zis lui Michelle despre asta. Ok, guys, deci atent, și că fiica nu știe despre chestia asta și că acum două zile a văzut că mașina lor a dispărut și a găsit o pisică în gunoi, deci... Bă, treaba e nașpa rău! Și că unde este fiica ta în momentul de față? Și că a fost în camera ei peste tot.
Cred că e bolnavă. Vreau să nu fie și... să nu fie și fica așa, ce zic? Putem să mergem să vorbim cu fica ta? Cei că e sus la dreapta. Bun, hai că să se răstăvărească cu fica, să vedem despre ce este vorba. Chiar e super, super ciudat. Ok, frate. Vine aici sus să vorbim cu Michel. Ok. Chiar să crezi că așa o să facă. Cred că asta este camera ei. Hai că o să bată la ușă, bro. Let's go. Chiar să crezi ce să se întâmple, bro. Michel? Michel, ești aici? Te simți ok? Și că intră înăuntru, bro. Bro. Bro, ce e aici? What? Ce-i cu locul ăsta? Bro, nici măcar nu e aici! Băi, e ca gânăi, parcă a fost... Ok, guys, ce te-ți? Chester ăsta a zis că, bă, arată ca și cum ar fi fost o bătaie. O bătaie cu cine? Și n-am mai zis. Bănesc că s-ar referi că poate s-a bătut cu taică-sul, dar după cum vedeți, fata nu e acolo. Hai să vedem de cochetim despre asta. Deci ea nu e aici. Sau poate e acolo și s-a ascuns undeva? Nu știu ce să zic. Și că nu era în camera ei. Ești sigur că nu s-a dus-o? Și că Michelle e sus. Și că nu a văzut-o. Și că a fost ceva picat jos, bro. Michelle e sus. Bă, da, ce ciudată e asta, bro. Bă, deci dacă eu aș fi în locul ei, bă, și mi-a zis că fiica mea lipsește. Bă, m-aș băga, aș băga de-alea. Aoleu, unde ești, mă? Aș zice s-o caut, bro. N-aș insista. Michelle e sus. Michel e sus, băi, ciudată, bro, știi ce zic, adică, calm. Și ca, asta așa că se explice, că se vede, bro, eram în camera, nu era nimeni, adică e sus. Și că n-am văzut-o deloc. Bro, ce-i acolo? Mamă, cred că vine el. Bro, uite-l pe frățior! Bro, ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i creatura asta, bro? Ce-i că tu ești soțul? Ce-i că am vrut să intrăm în camera fiicii tale și nu era acolo. Știi unde s-a dus? Ce-i că a mers într-o excursie. Părățiori, mă, dacă a mers într-o excursie ca tine, e gravă rău situația, zic de acum. Bro, ce se întâmplă? Și a plecat, bro. What? Ce-i cu omul ăsta, bro? Omul ăsta e foarte, foarte rău. Cica a plecat. A dispărut. Poate s-a adus undeva. Cica nu ar pleca, bro. Ce pare rău de Catherine asta, sincer. Adică mi se pare super ciudată, dar chiar îmi pare rău de ea. Sincer, guys. Scrieți-vă în comentarii dacă mă pare rău de Catherine. Ok, eu și Chester o să punem niște camere. Vrei să ne pregătim să facem battle? Să ne punem acolo, bro, să dormim, pun camerele, vă dați, se bagă la somn și după de dimineață văd despre ce este vorba. Ok, o să punem camere și în subsol aici. Bun, hai că pun, au pus în subsol camera. Bun. Au pus camera și acolo, cred că două camere scăl. Hai să punem o cameră în subsol, bro. Ok, ci că e închis, bro. E un locket pe ea, what? Bro, ce se întâmplă? Se vede că e destul de... așa. Bro. Ok, deci o să punem o cameră aici pentru că după cum ați văzut, ăla e închis cu lacăt, bro. Și mai are și dalea pe lângă el. Se pare că ține ceva foarte, foarte prețios acolo în subzol. O să pun o cameră lângă, o să pun o cameră lângă ușa aia, bro, ca să vadă despre ce este vorba. Hai să vedem, hai să vedem. Ok, deși că frățiorul nostru s-a dus la baie, așa că o să pun o cameră și în camera lui. Deci o să vedem cum arată camera lui soțul ei. Ok, bro, arată mult mai normal decât camera lui fiica ei, dar după ce că fac părere că o să zic că camera s-a urât. Ok, ok, oricum arată ciudat. Și că pune chema camera odată ca trebuie să plecăm neapărat. Bro, ce e aia? Bă, aia parcă... Bro, aia parcă e o chestie de gen o mască. Like, un fel de măști așa. Deci tare cred eu, guys,
Bă, că e ceva suspect la mijloc, pentru că aia, gen, chestia pe care o vedeți este ideea de ți-o pui pe cap, gen, în momentul în care ești actor, gen, și vrei să joci un rol că ești chel, îți pui chestia pe cap ca să nu ți se vadă părul sau asta, vedeți că e de culoarea pielii. Dar nu știu ce să zic, urmează să vedem. Why is this stuff wet? Ce că, ok, ce că e ud. Despre ce vorbești? Deși că e ud. Hmm, suspect, guys. Deci, de suspect, bro, hai să vedem ce să facă. Bro, e o gaură în subsol. What? Ce că e o gaură aici. Ce că nu, uite, m-am uitat pe acolo. Bro, stai, zice, dar asta nu bagă în seamă. Bro, ce-i chestia aia? Hai să vedem. Bro, ia lăcă Rolex-ul. Nu! What? Dude, it didn't hit the bottom. What are you talking about? Dude, there's a huge hole right here. Bro, this is an old house. There's probably holes all over the floor. I set up the camera. Can we just leave? Alright, fine. Okay, let's go. Bro, încă... Bă, au trecut 30 secunde. Deci, bă, băiți, există două d-astea, două teorii. Ori era un frățior acolo care a prins ceasul să, doamne, să ace bulan. Sau... Bă, chestia aia, bă, deci se duce rău, adică chestia aia e extrem, extrem de adâncă. Ok, hai să punem o cameră acolo la Catherine, sunt curios că aici o să se întâmple. Chiar sunt foarte, foarte curios, am așteptat foarte mult clipul ăsta, abonez-vă și voi. Hai, Catherine, deschide ușa, soro, nu mai te atâta. Salut, Catherine. Putem să punem o cameră aici? Ah, bro, deschide-le ușa că mă și enervez. Bă, da, Catherine asta am zis că îmi place de aia, dar acum chiar mă enervează. Ok, so Catherine, we set up cameras all over your house. Ok, deci Catherine, am pus camere peste tot. Și că, ah, ok, guys. Husband, believe. Ok, guys, deci stai atenți care este treaba. Deci Catherine din mama care, din soția, guys, până la urmă, soția. Soția care... Voia să afle ce se întâmplă cu soțul ei. De acum, guys, după cum vedeți, nu-i mai pasă deloc de soțul ei și vrea să-l greșească fica. Parcă i-a zis că dacă nu-l crede pe soțul ei și gen, crede că ea a dispărut efectiv, ar trebui să sune chiar acum poliția, bro. Ei n-au ce să facă, nu pot să o găsească, gen, știi ce zic? Și că nu, 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 nu. Și că dacă nu aud nimica de la ea până dimineața, o să sun la poliție. Și că înțeleg că e soțul tău, dar trebuie să te gândești la ce e mai bine pentru familia ta, corect? Ok, deci spune că nu, parcă nu mai poate să vadă sub ăla, cum mi zice, zâmbetul ăla. O pus o cameră și hai să vede ce se întâmplă. Bănesc că se ducă la ei în cameră. Let's go. Bun, 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 bun. Bro, how are you not getting the worst vibes from this lady? Bro. She didn't want to call the... Și că mi-ai văzut ceasul, frate, mamă, bă, și era ceasul ăla scump, mamă, bă, deci ce stără ăsta e terare, au mui senzații, adică au aruncat ceasul acolo. Și că ăsta spune și n-ai văzut niște de-astea, cum îi zice, chestii super, super nașpa, nu-ți dă vibe-uri proaste femeia asta, oricum femeia e foarte, foarte ciudată, guys, dar poate, na, poate trece prin ce trece și o înțelegem, dar totuși e super, super ciudată. Da, de ce... Da, e foarte ciudat să ai o gaură de-aia la tine, în dulap. Da, e o casă veche, cică. Cred că el a făcut-o. Și mai sunt alte chestii ciudate. Ok, guys, ăsta zice, ok, înțeleg, clar, băiatul are o problemă, dar tu vrei să spui că crezi că și-o la fica, bro? Să văd că și-o răpi fica? Probabil, nu știu. Cred că n-a trebuit să stăm aici. Da, bro. Exact, bro, ține-te tare, mă, ce ăsta, ai aruncat un ceas, lasă, lasă asta, tu stai tare, și ce zic? Bun, hai să mergem la somn și ne uităm de dimineață, bro, hai. Colcați-vă, băieți, și după de dimineață vedem cum stă situația. Let's go. Au mers la culcare, hai să vedem. Bun, văd că băieții noștri bagă somn de voie tare rău. Mamă, dar ce mari sunt camerele, voi vedeți, guys, wow, deci chiar sunt mari. Chiar te zoom, asta e ușa de la subsol, ora 1:20 dimineața, nu se întâmplă absolut nimic. Camera tatălui, uite. Bro, camera tatălui nu-i tatăl, e o păpușă. Știam eu că e o păpușă, bun, deci bine că nu era ăla. Și vedeți că ușa de la dulap e deschisă, bro, înseamnă că vreți să o dus acolo.
Ok, Catherine, la 2.50 și mică până acum. Aproape la 3 dimineața. Băiețelii noștri dorm de voie. Bro, ce se aude? Bro! Bro, cine este de acolo? Cred că e soțul, nu? Bro, what? She's cu degetele a... Bro, ce-i aia? What? Bă, ce chestia aia? Bă, ăla nu-i... Bro, ce-i ăla? Mamă, se bagă în pat. Se bagă în pat. Ne-am dus toți. Bro, mănâncă păpușa? Bro, omul meu mănâncă păpușa. I se auzeau oasele, plasticul la păpușă. Bro, mănâncă păpușa. Băiți, mănâncă păpușa, da? Greșe mare, nu vă gândiți la ceva. Mănâncă păpușa, da? Rămânem la mănâncă păpușa. Ok, bro. Bro, bro, sper că o mișc. Sper că nu se trezește păpușa. Deci dacă s-a trezit păpușa, asta e ultima. Bro, se... Băi, guys, fiți atenți ce făcea. Bă, el era păpușa, ce? Și el era un demon de ăla, nu? Era un demon, gen, l-a posedat cineva, cred. Și vezi, ăla a intrat în el, bro. Și acum, gen, păpușa a luat viață în el, gen. El nu era niciodată în ecuație. Ok, bro, bă, destul de ciudat. Deci, destul de ciudat. Deci a intrat, el era, de fapt, păpușa și a intrat în el. Hai să vedem. Bro, ce faci, frățiorul nostru, ești ok? Nu cred că ești ok. Mamă, bro, ce se întâmplă? Aaa, vedeți, guys? Bă, eu v-am zis că chestia aia se pun pe mână și pe corp în general. Deci, vedeți, acum o să iasă să se facă de la... O să se facă, gen, negru peste tot că a intrat ăla în el. Dar o să-și pună de-aia ca să nu-și dea lumea seama. Bă, suntem în camera lui Catherine, ce se întâmplă. Și poate apare fica pe undeva, habar nu am. Bro! S-a dus tot! Mama, da mare capac, a dat mare capac, vă zic de acum, a dat mare capac. Bun, ușa de la subsol. Bro, a venit camera lui Catherine. Bă, dar voi vedeți, bro, bă, deci efectiv zici că e o păpușă mișcătoare, deci genial. Deci, bă, e o păpușă mișcătoare, adică... După cum n-are picioarele groase, n-are picioare subțiri, are picioare foarte, foarte ciudate. Parcă le-are așa, gen, știi, nu le-are așa ca un om normal. Mai bagi o gambă, mai bagi ceva, știi ce zic? O fi că nu face sala, hai să vedem. Bro, ce se bă cu Catherine, a noastră? Soro, ce faci? Nu te băga pe cameră, nu te băga pe cameră. Lasă că n-ai văzut camera, nu te băga pe cameră. Ba, cred că pe cameră se bagă. Bro, ce se întâmplă? Bro, cum merge așa? Sănătate! Nu, credeam că sănătate asta era. Ba nu, bro, ce-i aia? Guys, what is, ce se întâmplă? O aruncat ceva pe ea. A paralizat-o și pe aia. Mamă, bro, ce se întâmplă? Bro, iar a sărit pe cameră. Mamă, să moară frații mei, bro, ce se întâmplă cu... Creatura asta, ok, s-au trezit băieții. Mamă, ce noapte, what? Ok, e ora 6.40 acum. Eu și Chester ne-am... Ok, deși că frățelul nostru Chester a avut un vis foarte, foarte ciudat. Hai să-l auzim. Despre ce? Ce, că despre nimic, ok, nu vreau să zic că... Putem să plecăm de aici? Vedem ce vedem pe ăla. Ok, crezi că... Ok, deci o să zic că o să o trească pe Catherine, o să ia toate alea și o să vadă filmările. Hai să vedem. Bun, frățiorul meu, hai, du-te. Ok, o să zic că o să o trească pe Catherine, săracul nostru e... Catherine? Ești acolo? Poate Catherine s-a trezit de data trecută. S-a uitat așa cum era acolo. Bro, ce s-a întâmplat? Bro, unde-i Catherine? Bro... Ce de chestii de-aia neagră? Bro, unde-i Catherine? Bro, ce s-a întâmplat cu ea?
O fi că s-a transformat și ea într-un de la... într-un demon de la negru. Și că Catherine a dispărut. Bro, să nu mai e în casă. Băiți, s-a auzit un soi, deci bă, să nu mai iei în casă, iei și cu soțul dus cu capul, bro. Ce se întâmplă? Bro, ce se întâmplă acolo? Bro, ce se aude? Bro, acolo e Catherine? Excuse me, Eugene, Eugene îl cheamă pe el. Ai văzut unde s-a dus soția ta? A mers în camera soției tale și n-a fost acolo, dar v-ai uitat să fratele Eugene, ce cu el, bro? Știi măcar unde e? Și că a mers într-o excursie. Bro, frățiorul meu, cu excursiile tale, că ai băgat toată familia în excursie, să moară frații mei, acum ai bat și pe frățiorul în excursie. Bă, de ce se întâmplă cu ei? Vă dați seama că același lucru s-a întâmplat și cu fiica ei. Ok. Trebuie să vorbim, bro. Ok, poate îi bagă și pe frățele ăștia într-o excursie. Da, trebuie să plecăm de aici, să ne mai noi cu ei, fugiți! Știu că știu. Dar stai puțin, că... Deci, că se întâmplă ceva oribil aici. Poate să te subsol. Cred că trebuie să mai stăm încă o noapte. Ha, săracu! Săracu, ce stără. Și că nu mai vreau să stau aici, bro. Deci și cum zice, și fiica sa și ea, gen oamenii care i-au dat e-mail, acum s-au dispărut. Eu zic că sunt în subsol. Hai să vedem. Da, mai trebuie să îl mai înregistrăm puțin, să vedem dacă are vreo treabă. Exact, guys, dacă prima dată a dispărut fiica după Catherine, voi urmați, băieți, probabil Chester, hai să vedem. Noi suntem. Da, deci dacă, deci asta e reprezintă un pericol, frățelor nostru. Hai să ne uităm la filmarea de pe cealaltă cameră, să ne despre ce este vorba. Bun, hai că suntem la filmările de aseară, băieți. Chiar să cruci o să se întâmple. Ok, ești gata? Da, nu prea e, da. Suntem la asta. Ok, deci avem aici camera noastră, camera lui Catherine și camera frățiorului. Bro! Ai văzut chestia? Bro, ce chestia? Nu e o problemă cu camera asta, nici știi frățiorul, zic eu că nu e o problemă. Și acum se bagă pe cameră. Hai să vedem ce face Catherine. Bro, cum se mișcă? Bro, ce face? Bro, ce face? Uite, vedea ce a băgat în Catherine o chestie de aia, ce chestia aia? Unde e Catherine? Și acum iară s-a băgat pe cameră. Ok, deci că dacă mai vrei să ne uităm o dată, trebuie să ne ducem să reparăm camerele. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă? Băi, ceva chiar foarte, foarte ciudat. Ambele camere au murit. Ok, deci că fățurul s-a plecat, nu știu dacă e la subsol sau dacă s-a dus să le vadă pe alea, dacă n-ar fi la subsol. Hai să zice să-l fac cu camera, vrea să afle frățiorul nostru. Uitați camera acolo, bro. Bun. Mint Husk. Bro, e acolo unde se încică, întâlnește pe Husk, cine-i Husk? Bun, au pus camera acolo, bro, cine-i Husk? Dude, ce se întâmplă? Ce că frate, vine aici. La ce te uiți? Nu știu despre ce este vorba. Bro, despre ce vorbești? La ce te uiți? Ai, mamă, să moară frații mei. Ai. Bro. Sheiko, salut. Îmi pare rău că suntem în camera ta. Am vrea să ne ducem la baie. Baie în celălalt loc. Da, ne-am pierdut. Bro. Și că ce fel de carne vă place? Nu vreau să le gătească. Doamne, ce băiat preferos.
Vrea să le gătească. Ce fel de carne vă place? E clar o carne de om, deci bagă tare de aici, știi ce zic? Maa, fără ce urmea, de ce ai făcut asta? Dude, de ce ai făcut asta? Bro, cum adică cum s-a întâmplat? Că l-ai văzut pe cameră cum și-a băgat aia aici, nebun? Mamă! Ok. Ok, deci guys, stai zic că nu s-a întâmplat mica cu mâna lui, doar a intrat frățelul în ea noapte și gata, știi ce zic, hai să... Putem să mergem acasă? Trebuie să ne gândim la asta. Vreau să mă duc acasă. Ok, asta tot o ține că, că trebuie să-i ajutăm. Asta vrea să plece, bro. Mai stăm încă o noapte, să vedeți despre ce este vorba. Bro, te rog. Chester, stai. Hai, bro. What? Doar o noapte în plus. Ok. Bro, dar ce se întâmplă? Ba, credeam că e închis înăuntru, bro. Dar nu, nu e închis. Hai să vedem. Ok. Bun, deci înainte se bagă la somn. Hai să vedem ce se întâmplă. Poți să te calmezi. Ok, băieți, am repornit filmarea de mare ce mi s-a închis. Hai să vedem ce se întâmplă. Cei că nu-i pasă dacă, dacă noi registrăm. Cine crezi că e următorul? Înțeleg, bro. Ok, guys, deci eu să mai stai aici deoarece ei bănuiesc că frățiorul nostru crede că ei deja s-au dus acasă. De fapt, nu s-au dus. Hai să vedem ce se întâmplă. Încearcă să te culci, bro, să vedem, să vedem ce se întâmplă. Bun, frate, chiar abia aștept să plec de aici. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Let's go. Noaptea 2, băieți, noaptea 2, ora 7.42. Filmez aici de efectiv 32 de minute. Hai să vedem, noaptea 2. Ora 12.30, absolut niciun stres. Ușa de la basement, n-am văzut nicio... Nu s-a întâmplat nimic la ușa de la subsol în ultimul timp. Uitați-vă acolo, iară pe pușa. Ok, camera lor nimica. Iară este frățiorul de acolo și o să intre în el, cel mai probabil. Bro, ce se întâmplă cu ăsta? Bro, ești ok? Iară intră în el, bro. Ce-i asta? Deci iară intră în el, bun. Ok, iar frățiosul se transformă. Poate iară iese o mână. Își mâncă mâna? Ce faci, frate meu, acolo? Bă, băiatul ăsta e foarte suspect, băieți. Vezi de acum că e extrem de suspect. Nu știu ce-i cu el. O și se mișcă așa ca un... Nu zic ce, că după mi-au hate. Ce se întâmplă, băieți? Se bagă și la subsol, ok, până acum nu s-a băgat în subsol. De ce s-o să cred că la Catherine și la alea sare, nu? Pasăre din subsol al meu. S-a dus. S-a dus tare. Ora 3 dimineața, credeam că se face deja dimineața, nu? Ora 3 dimineața. Cred că se trezesc ai noștri, bro. Aude sunetul. Bun, Chester nu poate să doarmă, clar. S-a băgat pe trezire. Dude, wake up. What? Do you hear that? Ai auzit asta? Ce e asta, bro? Hai să ce se întâmplă. Da, trebuie să plecăm de aici. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă. Poate le-au făcut și pe ele păpuși, bro. Mai știi? Mâna că sunt subsol. Bro, e ușa deschisă la subsol. Hai să mergem acasă. Nu, hai că intră subsol, bro. Bro. Da, e foarte mare. Locuiește de ce găsesc, bro. Deci de acolo, bro. Dude, why are you going in there?
Bro, ce-i acolo? Poate-și vede ceasul. Bro, iapă! Bro! What? Bro, sunt manechine aici! Le-o trasura și pe ele în păpuși, frate miu! Bro, ce făcea aici, frățiorul nostru? Ce ceva râde? Bro! Deci băieții nu vă pot arăta manichinele din motive proprii. Să nu mi-au, cum zice, să nu reblocheze videoclip, YouTube-ul videoclipul. Bro, ce se întâmplă? Îți doar manechine. Să vedem ce o să facă. Bro, uite-l pe al nostru. Catherine? Sau ai o fi că e Catherine. Bro, ești Catherine? Hello? Frățiorul ce stă e pierdut. Parker? Bro, unde e el? Bro, 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 vine după el. Bro, fugi, bro, fugi. Fugiți, bro. Bro, vine cineva după el. Mamă, bro, vine ăla, vine ăla. Frățiorul ăla vine. Deci, bă, ăștia. De te-a spărat chiar în păpuși, după cum am zis eu. Săracul el. Bun, hai că lor nu le-a dispărut mașina, e bine. Bro, ce făcea acolo? Bro, deci acolo era păpuși, mai aproape l-a transformat. Ok. O, că o să ajungem acasă și o să discutăm despre asta. Bro, ce s-a întâmplat, bro? Chiar foarte, foarte ciudat. Să vedem ce zici. Și că am mers acolo și imediat am fiți atent, și imediat am luat contactul cu absolut oricine din familia lui Catherine sau prieteni și o întrebat dacă cineva a auzit ceva de ei sau de fiica lor. Și ce zic? Să vedem ce s-a întâmplat. The next boy went from Katie's sister on Facebook. He told her what happened and sent her the footage. Deci că după i-am zis a doua dimineață, i-am trimis lui Catherine, lui sora lui Catherine pe Facebook imaginea, tot ce s-a întâmplat, filmările. Și bro? She watched the footage and said the man just looked at his husband but can't be him. Deci că s-a uitat la imagine și a zis că da, bă, frățiorul ăla arată puțin ca soțul ei, dar nu poate să fie el. There was a funeral for Kitty's year and husband 3 years ago. A fost o înmormântare pentru soțul lui Catherine acum 3 ani. Soțul lui Catherine a murit acum 3 ani, bro. Asta e clar că soțul lui Catherine nu era cine trebuia să fie. Și Catherine era nebună dacă de acum 3 ani o fi că n-a trecut peste, bro. Ce s-a întâmplat? Bro. Și aici s-a terminat videoclipul, guys. Dacă v-a plăcut și vreți să facem reacții, nu uitați să vă lăsați de like, să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut. A fost un videoclip chiar foarte, foarte lung. Eu am fost Marusia, cu ne vedem curând cu episodul noi. V-am pupat toți, pa, pa. După cum a zis, nu știu dacă mulți l-ați văzut, deoarece nu este postat pe Life of Luxury. Urmează să reacționăm la el. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Și haideți să-i dăm startul și să reacționăm la videoclipul ăsta nebun. Let's go! Ok, deci am primit un report de la o fată numită Kenzie. Asta este Kenzie. Ok, bro, deci vedeți că și parcă și episoadele încep mai altfel. Adică este un Life of Luxury altfel cu aceiași băieți. Hai să vedem. By a man who she doesn't know. Ok, deci după cum vedeți în e-mail, putem vedea aici că are 18 ani și spune că este urmărit, asta înseamnă stalker, este stalked by an anonymous man, de un om anonim, adică nu știe să știe ce se întâmplă, hai să vedem. Și că tot primește, efectiv tot primește de-astea apeluri de la numere anonime, de la numere private până la urmă, asta înseamnă. Și în momentul în care ea răspunde, chiar dacă nu răspunde întotdeauna de orice o terorizează, nimeni nu zice absolut nimic. Hai să vedem.
Și doar o ascultă, adică doar o ascultă. Ea spune ceva și ei nu zic absolut nimic. Asta. Text message with a picture of her brushing her teeth in the bathroom. Ok, guys, și că a primit și o poză în care ea efectiv se spală pe dinți în baia ei, adică e cineva în casa ei. Da, și că cineva din curtea ei din spate, adică din spatele casei, a făcut această fotografie. Ok, deci că au invitat-o pe Kinsey la ei ca să afle multe informații despre chestia asta și după o să se vedem ce o să se întâmple. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă. Ok, a venit Kinsey, asta e Kinsey, bro, a venit la ei. Și că... Ne to meet you. Hai. Da, întotdeauna... Ok, deci văd că Kinsey e destul de deranjată de faptul că băieții înregistrează. Nu știu, bănuiesc că o să se ducă și la casă ei, asta ar fi logic, hai să vedem. Da, hai să vedem. Hai să stăm jos. Hai să vedem. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă, bro. Ok, so Kinsey. I think around a month ago. Ok, eu am întrebat-o când a început chestia asta, gen să-i dea teroare. A zis că acum o lună. De ce crezi că asta se întâmplă? Exact, guys. Totodată, să nu fiți paranoși, deoarece poate asta și-a postat adresa sau numărul online. Hai să vedem ce zice. Well, Dacăr... Da, cred. Bro, ești ok, gen? Adică, ți-ai postat vreodată adresa online sau numărul? Da, cred. Adică, cum adică da, crezi, bro? Ți se pare ceva normal să spui adresa pe internet, gen? Adică, nu știu, bro, care-i treaba cu... Nu știu care-i treaba cu ea, dar cum vede și Parker de bro, că e destul de ciudat. Și că nu toată lumea face asta? Nu, bro, nu toată lumea face asta. Nu toată lumea îți scrie pe frunte care-i numărul de telefon și adresa. Știi ce zic? No. Pe Facebook. Da, schimb unde ai mers la școală. Da, bro, una e unde ai mers la școală. Că gen îți dă seama ce oraș ești. Dar alta e adresa ta, bro, cu un oraș și mare. Deci e destul de ciudată Kinsey asta, hai să vedem. Ok, guys, deci că a auzit sunete la ușa e ultima dată când a fost singura acasă. Hai să vedem. Ok, guys, deci deja, bă, Kinsey asta pune condiții, cică, deci dacă nu o să mă iei în serios, o să plec. Nu știu care e ideea, bă, cum să te ia în serios în momentul în care tu crezi că e ceva normal să spui numărul și adresa pe internet, știi ce zic? Adică, n-are sens. Nu vreau să zic asta. E o posibilitate. Da, exact, e o posibilitate ca prietenii să-ți facă o farsă. Așa. Cică, știu că prietenii mei n-ar face niciodată chestia asta. Ok, guys, deci a zis având în vedere că părinții nu o să fie acasă astă seara. O să meargă acolo, guys, o să pună camere peste tot și după o să aștepte în mașină să vadă dacă se întâmplă ceva. Chiar sunt curios, bro, dacă chiar o să se întâmple ceva. Și eu știu unde toate sunt toate camerele, nu? Da, poți să... Ok, băieți, deci asta e super, super ciudat. A spus că cică și eu știu unde sunt toate camerele, nu? De ce, bro, vrei să știi unde sunt toate camerele, bro? Adică i-ai chemat să... Ajutorul, bro, ce voia să-ți dea un sfat? Ok, e super, super paranoică Kinsey asta, hai să vedem. Da, exact, tot ce vrem să facem este să... Vedem ce... Ce se întâmplă cu tine, nu că e vreo Kinsey, vreo frumusețe, adică nu se compară cu cealaltă fete, nici alte clipuri Life of Luxury și băieții poate să confirme în comentarii, adică hai să vedem. Hai să meargă la, să meargă acolo, bro. Ok, deci sunt acasă la Kinsey. Ok, deci Chester crede că nu o să găsească absolut nimic, așa că casa nu e așa de departe. Da. Da, există o să bătă ca cineva să o urmărească, complet de acord. Hai să vedem, băieți, ce se întâmplă. Ok, deci au ajuns. Au ajuns aici, bro. Hai să că înainte să fie organizat. Let's go. S-au dus în și-au pus camere, cum fac de obicei, bro. Hai să vedem ce se întâmplă. A pus camere peste tot.
Au pus camere în fiecare cameră din ăsta. Ok, deci în bucătărie, jos la parter, în dormitoare, peste tot. Peste tot. We'll wait in the car and we'll be watching all the camera angles on her phone. If we see something, we'll come in. If not, we're just going to waste this night. Ok, deci eu a zis că o să zic că lui Kenzie să se ducă în... sper să nu dea, să nu dea Kenzie în bară, băi. Să zic că lui Kenzie să se ducă înăuntru, să facă tot ce ar fi făcut într-o zi normală. Eu o să se uite pe camere și în cazul în care se întâmplă ceva, o să acționeze, guys. Hai să vedem. Hai să se ducă, bro. Trebuie să ne începem să așteptăm. True, true, true. Hai să vedem. Am început să aștepte, bro. Let's go. Alright, so right now we're on our phone right now and we're looking at all the different camera angles. Ok, acum sunt pe telefon și după cum vedeți sunt toate angle-urile alea. După cum vedeți, bro, au peste tot camere, adică și în curte. Uai, ce mișto. Cameras, bro. Uitați-vă. Se uită la camera asta, hai să vedem. Ok, deci o să doarmă în ture, unul se uită pe cameră, unul doarme. După iar unul se uită pe cameră, unul doarme și tot așa. Ok, hai să vedem, bro, hai să vedem, bro, ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Da, hai să ne relaxăm, bro. Momentan nimic în camera 1, vedeți? Nimic nici în camera 4. Ora 12.45, bro. În camera 2 iară nimica. Deci, momentan, guys, nu este nimica chiar așa de suspectă. Hai să vedem ce se întâmplă. Yo. 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 Wake up. Wake up. This is... Ok, deci bănesc că acum acest tăr s-a uitat pe camere, se pune el să doarmă și el se uită pe camere. Hai să vedem. Guys, momentan nu e nimic, adică nu văd vreo problemă sau ceva de genul. Yo. Oh! Bro, era cineva la geam, s-a mișcat geamul, nu? Like, așa am văzut că s-a mișcat geamul. Ce se întâmplă, bro? What's that? Ce-i chestia? Bro, that's not nothing. Bro, ce se întâmplă? Uite, intră pe geam, bro! No, dude, what the hell is that thing? Ce-i chestia aia? Bă, ăla nu-i un stalker. Bro, ce-i chestia aia? Bro, cine-i psihopatul ăla sau chestia aia? De ce râde? What is that? Is that a dog? Is that bro, ăla e un câine, o persoană? Try to zoom in. Așa că să zoomezi. Dude, this is actually bro. Getting scary. Bro, e un om, gen, da, e un om, bă, dar e un om super super ciudat. What do you mean this is actually getting scary, bro? We gotta go inside. Trebuie să intrăm înăuntru, bro. Dude, what the heck is that? Da, ce chestia, bro? Adică, bro, e o persoană, da, adică e o persoană, dar e o persoană dusă cu capa, adică ați văzut și pe care gambe, are genunchi, adică e ok treaba, bă, dar e ceva super, super suspect la mijloc. How is it moving like that? Let's go, bă, ce chestia? O să uite la ea în cameră, bro. Bro, bro, a intrat la ea în cameră, a intrat la ea în cameră. Bro, ce să-i fac, a intrat la ea în cameră. Oh my god, dude. Nu ți-ai de ce sunt zoomate camele, ați văzut că sunt blurate și știi, adică nu eu l-am blasat ceva de genul. Ce-i chestia aia? Hai să vedem. Bro, ce-i chestia aia? Uite că ei se duc. Se ascunde, se ascunde. S-a ascuns, bro. Kenzie, Kenzie. Ce se întâmplă? Ok, deci ăla s-a ascuns, după cum vedeți, Kenzie aia nu știe ce se întâmplă, hai să vedem. He's in the attic. He's in the attic. No, what do you mean? L-ai văzut? Era cineva acolo. There was a guy in here. A fost cineva aici. Nu l-a văzut. A scăpat, bro, a scăpat. Da. A putea să fie încă acolo, bro, dar nu știu dacă a văzut pe cameră, dacă s-a dus acolo. O să la poliție? Încă o să la poliție. Crezi că încă este aici? Trebuie să plecăm. Ia toate lucrurile, hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Hey guys, so we filmed that video 2 days ago. We were told that the police did not find anyone in the attic and we're still... Ok, guys, deci spune că cei care au filmat videoclipul acum 2, cum zice, acum 2 zile, poliția nu a găsit absolut nimic, a?
Și încă așteaptă gen să primească informații de la investigațiilor, însă momentan nu primesc absolut nimic de la poliție. Da, din păcate sunt foarte mulți ciudați în lumea asta. Hai să vedem. Deci că moment, dacă cumva vedeți guys niște activitate super super suspectă sau ceva de genul, sunați la poliție și dacă sunteți mai micos, spuneți la părinții voștri despre ce este vorba și o să considere ei dacă se sună la poliție sau nu. Ok, deci pentru acest episod Chester a găsit frățiorul Chester care le găsește pe toate un nou site pe internetul ascuns. Ok guys, și că peturi exotice, adică animale exotice, paraziți. Ok, băieții, a mai cumpărat, deci vedeți, ăștia au mai cumpărat și spider și fish. Vreau să văd, mă gândesc și aici la specii noi. Ok. Haideți. Da, de fiecare dată, da, când au comandat a fost teribil, știți și văd niciodată clipurile mele. Ok, hai să vedem. Let's go. Astă seara o să vadă ce e cu site-ul ăsta. Chiar sunt curios, bro. Sunt super, okay, super curios. Bun, ora 11, 12 fără 10 minute. Love cats, worms, worms. Și paraziți. Bro, cipa cineva Chester, frățiorul. A întrebat la dacă e maică să... Bă, what the fuck, niciodată n-a început un episod așa. Cipa cineva la el. Bro, ce se întâmplă? E mama ta? Ce, că filmăm un videoclip? Ok, băieții! Ok, deci ți-a desfrățării noștri comandă de pe internetul ascuns, dar bă, stau lui Chester la 12 noapte. Păi ce faci tu, bă, la 12 noapte, loc să dormi? Ok. Ok, hai să sunt la site, bro. Ce vrei să te uiți? Du-te la vierimi. Bro, exact, bro, mai bine un parazit, e mai șmecher. Ok. Fish. Ok, băieți, oricum paraziții arată super, super ciudat, bro. Cum adică să vrei un parazit? Ia. Exact, bro! Cine n-ai mare parazit ca animal de companie? Ci că poate să fie un animal super și mic. Cum? Ok, frățiorul acesta l-a întrebat dacă nu ți-ai dorit niciodată un animal de companie pe care să-l iubești și de care să-ți fie frică. Nimeni nu vrea asta. Nu, bro. Exact, frate, trebuie să-ți fie frică. Hai să vedem băieții cu paraziții ăștia. What? Bro, uitați-vă ce viermi ciudați. Da, exact, asta sunt paraziții, gen. Paraziții sunt niște viermi mai ciudați, ce zic, adică puteți să căutați până. Nu căutați, că scrubăși. The Skin Peeler, Spinal, Swedish. Uitați-vă, bă, să la reducere, bă. Dermatofil, ăla avea așa o gură care o deschidea. What? The bad worm și hogworm. Ok, te duc pe bad worm, cel mai scump, $2,600. Ok, ci că acest parazit intră în om prin nas și o să, cum zice, o să înconjoare tot creierul și coloana vertebrală. The human can function normal with this parasite, ci că el chiar dacă intră, fii atent, intră prin nas în tine, bro. Și chiar dacă, cum zice, chiar dacă poate, gen, chiar dacă poate să îți înfășoare creierul și coloana vertebrală, adică splina, așa spune, the human can function, ci că poți să funcționezi normal, chiar dacă ai parazitul ăsta. Nu cred, bro. Fii atent, și că nu suntem responsabili de ceva răniere sau moarte din acest purchase, adică din această comandă. Bro. Ok, bro, ce se întâmplă? Super, super ciudat. Ok, aici citesc descrierea, a citit-o eu. Ok. După cum a zis, poate să funcționeze normal, cică. Ce că sunt un pet, bro. Da, bro, cum adică? Exact, chestia asta să intre în corp, nu poți să funcționezi normal, bro. Numai că te gândești că ai chestia asta în corp, bro, nu poți să funcționezi normal. Ok. Ce că ce o să faci dacă o să pleacă de aici? O să pun un tank. Ok. Ok, ci că dacă, cum zice, dacă îl puteți să-l ținem acolo în borcanul lui, n-avem nicio treabă, bro, dar... Numai bine nu le iei de tot, știi te zic, adică e aceeași chestie. Ok. Ok, ci că să nu, deși că, cum zice, să nu pui parazitul normal, adică să nu te comporți normal cu el, deoarece o să devină foarte, foarte excited, entuziasmat de pielea umană și o să vrea să intre în ea.
Zice că să ții în locuri întunecate. Ok, frățiorul Chester zice că n-are nicio treabă, bro. Nu mi-e frică. Bro, ce e asta? Nu știu dacă ce chestia asta. Chica, promit că nu-i nimica. Ok, bro, ce e asta? Reward tokens. Ok, am cumpărat chestia asta. Mamă, bro, 600 și... Bă, uite, vedeți că petul e 2600, 600, shipping-ul și taxa 313. Și o să trimite un e-mail. Care-i duma, bro? Bro, o să fie de rog foarte, foarte șmecher, bro. O să fie animalul tău de companie, da, o să vedem. Da, nu-mi plac vierbii, bro. Cui-i plac, bro? Ok, hai să vedem ce o să facă. Cred că ei ajung la doctor deoarece se întâmplă ceva cu băiatul ăsta. Tarea mea PS. Două zile mai târziu, bro, două zile e destul de mult. Hai să vedem. Ready, hai să vedem. Ce că filmezi? Ora 8.34, 8 seara. Ok, guys, fii atent, Dark Pets se numește site-ul. Fiți atenți, guys, am aflat site-ul unde cumpără ei. Codul așa a fost delivered, ok. Hai să vedem care-i duma. Bro, uitați-vă la el, are de-alea de radioactivitate, gen, pe el. Mamă, ce ciudat, bro. Ok, hai să o deschidem, bă. Ok, băiatul s-a vrut să deschidem, hai să vedem ce-i înăuntru. Chiar vreau să văd dacă arată ca în poză. Sunt super, super curios. Hai să vedem, bro, dacă arată ca în poză, dar nu știu ce să zic. Ok, ia-ți aici parasită, ia-ți-l, bă, ciorul, spală-te cu el pe cap. Hai să vedem. Hai să nu, biohazard scrie pe el. Aaaa, deși că... Aaaa, bro, face asta... Bă, a trebuit să nu-l atingem dacă scrie biohazard și face... Nu, frate, astea spuse așa la bâze, 100% un copil care a comandat, a mușcat de cutie și părinții l-au dat în judecată sau ceva de genul. Cine comandă chestii de genul, frățiorul? Hai să vedem. Putem să deschidem asta cumva? Ok, a scos acolo un cutter. Sau ce cutter, bro, e chestia aia? Eu habar n-am ce-i... Uitați-vă, bro, cum taie polistirenul. Hai să vedem cine întru, sunt super, super curios. Ești pregătit, frățiorul? Bro... Uitați acolo borcanul ăla. Bro... What is the jar? Hai să ne... da, hai să ne punem alea. Hai să vedem ce e în... Oare ce e în borcan, frățiorul? Hai să vedem. Ridică-l. Bro, uite parazitul. Bro, ce e ăla? Cica... Cica arată mor, cred că l-au luat țapă. Da, mă, l-a omorât înainte să vină, bro. Da, bro, nu-l mai agita. Ok, asta zice că ne-am luat țeapă că e mort. Nu cred, bro, că e mort. Ai, care-i duma? Yeah! Pune-ți alea, frățioro! Bro, e mort. Bro, nu cred că e mort. Bro, te-a mușcat! Frățiorul, trebuie să pași mâna acolo! L-a mușcat parazitul de deget, frățiorul! Bro, normal că dacă dai mâna la el, te mușcă! Te doare, zi să vorbim că te doare! Și că pune și apa, pune niște apă rece, frățiorul, cum să bași mâna acolo, like? Și dacă era mort? Pe bune! Bro, ce se întâmplă? Let me see it. Are you okay? Ești ok? Bro, ce? Ce că nu mai doare, bro, uite să i s-a făcut aici tu. Bro, lasă-mă să văd, frățioră. Bro, care-i dum? Ok, o să vă fac un update pe situația, hai să vedem. Ok. A fost câteva ore, vedeți, 11.34 undeva la 3 ore. A zis că mi-a zis că, dar uitați-vă, frate, cum face. Azi ce face, bro, ce că e ok. Chester, ești ok? Mamă, bro, uite să văd ce a transpirat. Bă, voi vedeți cât are aici. Bro, cât a transpirat, ești ok? Uite să cât... Uite că sunt ok. Nu arăți ok. Lasă-ți la spital. Bro, hai să mergem. Ce că nu pot. I don't have health insurance. Ce că n-am asigurare. Dude, if we don't go now, like, you're gonna die, bro. You do not look good. Oh, ce că n-arăți bine. Frățură, dar unde-i degetul? Mamă, care-i duma? Ok. Your doctor's open?
Și că dăm la doctorul meu. Let's go. Okay. Da, să mergem. Okay, let's go. Bă, dar uite, vedeți tu alea acolo, bro. Mamă, care-i duma, săracul Chester, bro. Scrieți în comentarii dacă vă pare rău de Chester. Ok. A mers la, cum zice, la doctor, la doctorul Chester. Nu știu care e băiatul ăsta cu doctorul Chester. Ok, nu știu care e treaba cu băiatul ăsta, hai să vedem. Ceca, poate să te ajute omul ăsta? Da, ce că merg la el de peste un an. E foarte deștept, frățior, nu știu ce e deștept. Nu știu de unde ai făcut rost de el. Hai să mergem. Vedem care-i duma. Ok, chiar aici. Hai să vedem. Bro, asta e o casă, man. Cum adică? Nu e un cabinet medical. Efectiv, o casă cu un garaj. Cea mai normală casă din lume. Yeah, Dr. Mumley practices out of the house. Dr. Mumley, care face la el acasă. There's no legitimate doctor that does that. Da, bro, niciun doctor nu face really chestia asta. Hai să vedem. Okay. Bro, niciun doctor nu face asta, bro. Numai și acasă de urgență, bro, de câte știu eu acum. Da, nu pai cabinetul la tine acasă, ce pe bune la tine acasă, adică. Hai să vedem cum arată, poate arată cabinetul frumos, e amenajat, dar așa n-avem ce să zicem, știi ce zic. Hai să bată la ușă. Hai să vedem, bro. Deschide cineva. Ia uite-l pe frățiorul, ăsta e doctorul. Bă, ce doctor e ăsta? Dr. Mumley. Are you Dr. Ce mănâncă, ești Dr. Mumley? Yeah. Da. Bro, that's him. Da, bro, el e. Well, Chester's here for his doctor's appointment. Could we come in? Și că puteți să intrăm înăuntru, Chester a venit pentru programarea la doctor. Da, bro, care-i duma cu Dr. Mumley ăsta? Ok, asta e super, super ciudat. Ok. Băiatul ăsta nu e un doctor, clar. Ba da, e, cum să fie frățerul doctor? Ăsta e cabinetul, bro, la el la subsol. Puneți-l acolo. Bro, de ce faci asta? O să merg cu tine. Ok, super ciudat. La ora 1 și 18 te-ai schimbat. Trebuie să-i bro pe Chester, săracul de el. Hai să termină cu asta. A trebuit să plecăm. Da, ce că cred că băiatul ăsta să mă ajute, bro. Nu cred că o să te ajute. Cu ce să te ajute? Hai să mergi la spital, ca oamenii normale. Că n-am asigurare. N-am asigurare de viață, săracul. Păi, dacă e antreprenor. Ok. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă. Bro, uitați-vă la el, bă, ce horror arată totul, mă, și ce creepy. Și că pune-te acolo, frățioro. Și că, scuzați-mă, domnule, pot să vă văd licența medicală? Bro, n-aș fi întrebat asta, deci dacă aș fi fost în situație să vedeau totul de pe internet la scuză, asta ar fi ultimul lucru pe care îl întreb, de licență medicală. Bro, ce e aia? Că pune-ți piciorul acolo. Bro, ce face cu el, man? Bro, ce face cu el? Bro, la ce-i face poze, băieții? Dude, what the hell was that? Bro, ce-a fost aia, man? We'll compare it to last week. A, comparăm cu ultima săptămână. Bro, despre ce vorbește? Bă, tu te duci în fiecare săptămână la frățiorul ăsta? Ce că nu poți să citezi partea asta, asta e foarte ciudat. Asta e foarte ciudat. Ce, bro, e un doctor. Bro, nu cred că ăsta e un doctor, bă, clar nu e un doctor. Bro, care-i duma? Care-i... Bro, care-i problema ta? Ce, un parasit m-a mușcat. Vreau să dacă am niște ouă de parasit în mine. Ai viermi? Poți să te uiți? Bro, asta e foarte ciudat, man, what? Bro, n-ai trebuit să închide nebaiatul ăsta, clar. Ce că deschide. Yo, aren't you gonna wash your hands first? Nu, n-o să te speri pe mâini? This guy didn't wash his hands. Bro, nici măcar nu și-a spălat mâinile. Ai, săracă. Bro, ce-i face? Bro, ce-i face? Bagă un de-ala acolo. O să pun aia în gura ta.
Deschide mare. Bro, să pun aia în gura lui. Bro, nu poți să te uiți la asta. Nu te uita la aia. Au. Oh shit, guys. Ce e asta, bro? Au, uitați acolo camera. Hai, chestia din înăuntru tău. Uite acolo e înăuntru Chester, bro. Uite, vrei, disgustă. Doar, dar se mișcă ceva acolo. Bro, ce se întâmplă? Oh, bro, what is that? Bro, ce chestia aia? Bro, ce chestia aia înăuntru lui? Ia, bro. What the hell is that? Ce e aia? Un parazit? Ce că ai vie din înăuntru tău? Dude, that is not good, bro. Bro, aia e ok. Bro, se mișcă chestia aia înăuntru lui. Băieți, lecții de biologie la un intestin grigia mare, să nu întrebați în comentarii, da? Hai să vedem. Oh my god, bro. Bro, se facă la fel de mare ca data. Doctor, ce sunt alea? Cum scăpă de ele? Puteți să faceți ceva? Bro, zi-mă o dată! Amputare. Amputare... Nu-i si... Uite-i capul. Ce vrei să ampuți? A stomacului? Adică să scape de mijloc. Amputare adică să-i taie partea asta. Oh, Doamne ferește, bro. Să-i taie partea asta. Stomacul lui. What? Trebuie să plecăm. Bă, hai să plecăm de aici. Mamli. What? No, stop it, stop it, stop it. Bro, oprește-te, lasă aia de acolo. So you don't want this. No, wait. Can we do anything else? Puteți să mai facem ceva? Pill or something? N-ai vreo pastilă sau ceva? Are vreo pastilă sau ceva? Here. Uite-te aici, bro, care-i duma? Stai că o să dă telefonul băieții. Și că nu bea apă pentru... Bro, ci că să nu consumi apă pentru următoarele 72 de ore. Păi mori, frățioră, dacă nu consumi apă pentru 72 de ore. Asta înseamnă nici să nu mănânci nimic, că majoritatea mâncărilor au apă în ele. Cum adică, bro, nu mănânci 72 de ore? Păi mori! Bro, care e ideea? Bro, cum să nu bei apă 72 de ore? Ok, thank you. Mulțumesc. Cât e dat om? Cât costă? $25. $25. Ce că... Ce că vrei să-l plătesc? Da, ha, ha. Plătește tu. Am doar $10. E ok. Ok. Alright, leave. I'll pay. Bro, $10? Ci că pleacă că o să-l plătesc. Bro, nu cred că acceptăm la $10 sau acceptă? Ok, la ora 2 dimineața au intrat la ei în mașină. Bro, nu știu nimic despre el. Anyone can tell that guy should not be practicing medicine. He literally just saved my life and you only gave him $10. Ci că mi-a salvat viața. Bro, nu ți-a salvat nicio viață. Cum ți-a salvat viața? Că ți-a dat pastilele alea? Hai să le văd. Dude, let me look. Wait a second. Dude, these are literally Advil. Sunt Advil. Bro, nu știu ce este Advil. Habar nu am, stat să mă uit, guys, pe Google. O fi că e vreun medicament ăsta la ei acolo, de se știe, hai să văd. Advil. Habar nu am ce e. Deci trebuie să țin. E un inflamator. Deci e un anti-inflamator de-astea, de scurte testinele. Adică e... Și ce are nevoie teoretic, gen. Bro, hai să mergem la un spital. Bro, care ideea, gen. Ce o să-i facă? Deja mă simt mai bine, hai să mergem acasă. Dacă mă simt mai rău, putem să venim înapoi. Frățioră, nu așa se face, man. Hai să plecăm. Bro, e super, super ciudat ce s-a întâmplat. A ajuns acasă. Acum că suntem acasă, să spui ce vrei să faci. Trebuie să ai niște... Ok. Ce? No, dude, you have a parasite in you. Ai un parasit în tine, bro, nu merge. Ok, o să meargă la culcare, ci că să nu-ți faci, ghici despre el. Ok, fate, sunt doar îngrijorat, hai să vedem. Ok, guys, ce s-a dus în camera lui? N-arăta bine? Hai să vedem ce face Chester. Chester? Chester, man. Bro, Chester, ești ok? Da, bro, nu e ok.
Doar mă simt foarte bolnav. Și că mă îngrijez despre tine, fără, sunt ok. Bro, trebuia să pună parasitul într-un loc întunecat. Cred că a uitat. Bro, l-a pus la un loc cu lumină și a spart. A fugit parasitul. Că nu mai e parasit ok? Ce că nu mai simt bine să mă stresezi. Da, 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 hai că la... Hai să mergi la... Bro, a plecat parasitul. Nu vrea să streseze, așa că nu o să-i facă nimica. Bro, unde-i parasitul? A făcut parasitul. Ce că nu poate să-i zică lui Chester că stresează, da, adevărat, adevărat. Ok, ne uităm de dimineață. O să merg... Ok, deci o să meargă să se culce, hai să vedem. Hai să vedem ce o să facă de dimineață, bro. Hey guys. Ora 3 dimineața. Ce că nu mă simt prea bine la ora 3 dimineața. Bro, uite-vă ce are în stomac. Bro, ce chestia aia, what? Are oasele afară. Și nu era acolo înainte. Cred că medicamentația merge. Bro, nu merge medicamentația, frățioro. Noapte bună, ci... Am încercat să mergem la culcare. E foarte... Bro, se aude chestia aia. Când mi-l imaginez, dar tot se aude sunetul ăla. Trebuie să mergem să-l trezim pe Chester. Bro, fi că fix Chester țipă. Sau care e ideea? Chester? A, uite-l, e acolo, bun. Sau bro? Chester? Bro! Ce-i aia? Chester! Chester! Bro, ce aia? Se mișcă prin el! Bro, Chester! Can't wake up, dude! Trebuie să te trecești, frate! Aaaa, ia uite-l pe frățior! Bro, ce-i aia? Oh! Mă, bă, direct în mine! Bro, bro, Chester! Bro, ce s-a întâmplat cu tine, frățiorul? Bro, ce se întâmplă? Ce că doare? Trebuie să mergem la spital! Haide, frățiorul! Bro, ce se întâmplă, săracul Chester, man? Băi, de dat stupa ce zice că am mers la spital și am zis la doctor, bă, să aibă treabă cu Chester, să-l rezolve. Da, de pace să-ți oameni de nimusele al parasit. Something, ci că cineva l-a ajutat pe Chester și a scos parasit din el de gen 3 feet long. Nu știu cât ar putea să însemne asta, undeva la aproape un metru sau în jur de un metru sau ceva de genul. Adică super mari. Deci a supraviețuit Chester, ok. A dat spital never seen the type of parasit that were, ci că spitalul n-a văzut absolut, that maybe an undiscovered species. Deci că spitalul nu a văzut parasiți vreodată, gen nu știa nimeni ce tip de parasite cum a văzut în corpul lui Chester. Cel mai probabil sunt specii nedescoperite.